Bună, dragilor! Bună, români de pretutindeni! Dumnezeu cel atotputernic să vă binecuvinteze în numele Domnului Iisus Hristos. Pe voi cei de pe Facebook și pe voi cei de pe TikTok, fiți binecuvântați de Cel care ne-a creat, care este Dumnezeu cel atotputernic. În această zi vreau să vorbesc cu voi despre Dumnezeu cel atotputernic și despre rugăciunile noastre care nu sunt uneori ascultate. Poate uneori v-ați întrebat de ce nu primesc răspuns la rugăciunea mea pe care am adus-o înaintea lui Dumnezeu, căci m-am rugat o zi, m-am rugat două, m-am rugat trei, m-am rugat nouă, o lună, un an și Dumnezeu a răspuns la rugăciune. Și uneori ne punem această întrebare, întrebându-ne de ce nu răspunde Dumnezeu la rugăciunile noastre. Poate această întrebare te frământă, dragul meu, dar în această zi vom descoperi din cuvântul lui Dumnezeu de ce Dumnezeu cel atotputernic este împiedicat să răspundă la rugăciunile noastre pe care le aducem înaintea Lui, la care vrem să primim răspunsul Lui. Să știți, căci nu Domnul este de vină și noi înșine suntem de vină. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Isaia, capitolul 59, începând cu versetul 1, cuvântul Domnului spune așa: nu! Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu, Dumnezeul vostru, și păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte rugăciunile. Vedeți, dragilor, nu mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile noastre, adică fără de legile noastre, adică păcatele noastre, pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică pe Dumnezeu ca să ne asculte rugăciunile. Și apoi, când nu primim răspuns la rugăciunile noastre, ne întrebăm de ce nu ne răspunde Dumnezeu, căci m-am rugat și Dumnezeu nu mi-a răspuns. De ce? Păcatele voastre, spune Biblia, ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Păi care sunt aceste păcate pe care noi le facem? Unele dintre păcatele pe care noi le facem sunt nemulțumirea, murmurul, cârtirea, strigarea, răutatea, bârfa, clevetirea, vorbirea de rău, curvia, preacurvia, necurăția, destrăbălarea. Și lista continuă, avortul, omosexualitatea, lesbianismul și multe altele păcate pe care le face omul. Și iată câteva dintre păcatele pe care omul le mai face, pe lângă cele pe care le-am enumerat. Biblia ne spune că aceste păcate care împiedică fața lui Dumnezeu și îl împiedică pe Dumnezeu să ne asculte, ascund fața lui, iată, este prea curvia, este curvia, este desfrânarea și necurăția, este închinarea la idol, este vrăjitoria, este vrăjbile, este certurile, savistiile și mânii, neînțelegerile, dezbinările, certuri de partide, este pisma, este uciderile, este bețiile și îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, de ce nu ne ascultă Dumnezeu atunci când noi ne rugăm? De ce nu primim răspuns la strigătele noastre? Pentru că între noi și Dumnezeu este zid de despărțire. Suntem păcătoși, suntem vinovați înaintea celui preanalt, pentru că își curvim și prea curvim, trăim în necurăție, trăim între sfrânare, ne certăm, ne mâniem, strigăm și facem răul, condamnăm, osândim și așa mai departe. Dragilor,
căci mâinile vă sunt mânjite de sânge și degetele voastre de nelegiuiri, buzele voastre spun minciuni. Îl poate împiedica pe Dumnezeu să-mi asculte rugăciunea buzele mele care spun minciuni? Da! Și limba voastră vorbește nelegiuiri, adică săvârșește păcat, minte, bârfește, clevetește, vorbește murdar, vorbește porcos, jignește. Niciunul nu-i place dreptatea, zice Domnul. Niciunul nu se judecă cu dreptate. Ei se bizuiesc pe lucruri deșarte și spune adevărul, zămâslesc răul și nasc nelegiuirea. Iată piedicile în calea rugăciunii noastre, dragul meu. Dacă trăiești în păcat, oricine ai fi, nu te aștepta să primești răspuns de la Dumnezeu. Căci nu contează religia din care faci parte, oricât de religios ai fi și ești, dacă tu sau eu sau noi nu suntem neprihăniți, nu suntem oameni sfinți, nu suntem oameni curați, nu avem în noi frica lui Dumnezeu, dacă noi nu suntem pe placul celui preanalt, Dumnezeu nu ascultă rugăciunile noastre. Dumnezeu nu ascultă rugăciunile noastre dacă noi facem ce este rău înaintea lui, căci Domnul spune, picioarele lor aleargă spre rău. Auziți? Și se grăbesc să verse sânge nevinovat. Gândurile lor sunt gânduri nelegiuite. Prăpădul și nimicirea sunt pe drumul lor. Unde alargă picioarele? La rău. La rău ca să verse sânge nevinovat. Cum sunt gândurile lor? Gânduri nelegiuite, gânduri murdare, gânduri păcătoase. Aceasta are omul în inima lui și dorește ca Dumnezeu să răspundă la rugăciunea lui. Vine salmistul David și spune, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Dar de ce David? Pentru că am fost neprihănit. Pentru că sunt omul după inima lui Dumnezeu și trăiesc în ascultare de El. Eu am căutat pe Domnul și m-a răspuns și m-a izbăvit din toate temerile mele. Dragul meu, dacă vrei ca rugăciunea ta sau a mea sau a noastră să ajungă înaintea lui Dumnezeu, eu și tu și noi trebuie să fim oameni sfinți. Oameni fără prihană, oameni neprihăniți, oameni în care Dumnezeu cel atotputernic să-și găsească plăcerea, oameni de care Dumnezeu să se bucure. Biblia spune așa. Ce spune Biblia? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Ce să fac? Ferește-ți limba, limba pe care o ai în gura ta, ferește-o de rău și buzele tale de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea și așa Dumnezeu va găsi plăcere în viața ta, spune Cartea Sfântă, Biblia. Ce să fac? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Nu înșela cu buzele tale. Depărtează-te de rău. Nu săvârși răul și fă binele. Caută pacea. Fii un fiu al păcii. Fii o fiică a păcii. Caută pacea și aleargă după ea. Că cei răi n-au pace, zice Domnul. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană. Peste cine sunt ochii Domnului? Peste cei fără prihană. Cine sunt aceștia cei fără prihană? Sunt neprihăniții, sunt sfinții, sunt pocăiții, sunt oamenii care trăiesc pe pământ în frica de Domnul, în ascultarea de El, în ascultarea de poruncile Lui, făcând mereu ce este bine și drept înaintea Lui. Și urechile lui
ale Domnului. Iau aminte la strigătele lor. La strigătele cui? La strigătele celor fără prihană, celor neprihăniți, celor sfinți. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Adică să-i distrugă, adică să-i omoare, adică să-i trimită în lumea cealaltă. Cine face asta? Domnul. Împotriva cui? Împotriva celor răi. De aceea spune Biblia, depărtează-te de rău, nu fi printre cei răi. Caută pacea și aleargă după ea, căci Domnul este împotriva celor ce fac răul, celor răi, ca să le șteargă pomenirea de pe pământ, zice Biblia în Scriptura. Când strigă cei fără prihană, ce se întâmplă? Domnul aude. Pe cine aude Domnul? Pe cel fără prihană. Și ce face Domnul? Și îl scapă din toate necazurile lui sau necazurile lor. În lumea în care noi suntem, dragi români, ne confruntăm cu o mulțime de încercări, greutăți, necazuri. Uneori oamenii din jurul nostru nu ne poate ajuta cu nimic. Alergăm în stânga, alergăm în dreapta, nimeni nu poate să ne ajute la problema pe care o avem și oamenii spune, îmi pare rău, te-aș ajuta, dar nu pot. Dar uneori oamenii se gândesc, mă, Dumnezeu mă poate ajuta. Și se duc oamenii și se roagă când sunt în necazurile lor și strigă către Dumnezeu și Dumnezeu nu vine în ajutorul lor și se întreabă de ce? De ce nu răspunde Dumnezeu când îl chem? De ce nu răspunde Dumnezeu când îl rog să mă ajute, să mă izbovească, să mă asculte, să vină în ajutorul meu? De ce? Mâinile voastre sămânjite de sânge și degetele voastre de nelegiuiri, buzele voastre spun minciuni. Și păcatele voastre îl împiedică pe Dumnezeu ca să vă asculte. Păi atunci pe cine ascultă Dumnezeu? Pe cel fără prihană. Când strigă cel fără prihană, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui sau necazurile lor. Păi și atunci ce trebuie să fac? Să fii fără prihană, să fii un om neprihănit, sfânt, curat, pocăit, un om predat lui Dumnezeu, dacă vrei răspuns la rugăciunea ta de la Dumnezeu, dragul meu. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană. Dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Pe cine scapă? Pe cel fără prihană, pe cel curat la suflet, pe cel temător de Dumnezeu, pe cel care îi pasă de Creatorul său, pe cel care îl iubește pe Dumnezeu cu toată puterea sa, cu tot sufletul său, cu tot cugetul său. Pe acela îl păzește Dumnezeu, îl ascultă Dumnezeu, intervine Dumnezeu pentru el, pentru că este cunoscut de Dumnezeu. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna. Totdeauna din ea. Pe cel rău îl omoară nenorocirea. Domnul scapă sufletul robilor săi. Al cui suflet scapă Domnul? Al robilor săi. Și niciunul din cei care se încred în el nu este osândit. Cum adică niciunul? Niciunul. Dar de ce? Pentru că se încred în Domnul. În Psalmul 33 cu versetul 1, Biblia spune, neprihăniților, din nou zice, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. La cine stă bine cântarea de laudă? Oamenilor celor care sunt fără prihană. Oamenilor credincioși, oamenilor sfinți, oamenilor pocăiți, oamenilor născuți din nou, oamenilor care aparțin lui Dumnezeu, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul!
Dragule, aceasta este bucuria unui credincios, să se bucure în Domnul. El nu trebuie să se bucure de lumea în care trăim, de plăcerile din ea, de toate păcatele în care se scaldă lumea, în destrăbălările în care sunt afundați. Neprihăniții trebuie să se bucure în Domnul, să cânte cântări de laudă la adresa Domnului, pentru că ei nu mai sunt din lumea aceasta, ei aparțin lui Dumnezeu, pentru că așa a spus Hristos: voi nu sunteți din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Dacă pe mine m-au prigonit, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au ascultat cuvântul meu, și pe al vostru îl vor primi. Neprihăniților, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, săltați de veselie. Dar când? Când? Când îți merge bine, dar și când îți merge rău. Când ești persecutat pentru Hristos, și atunci. Biblia spune că Hristos a spus: ferice de cei prigoniți din pricina mea, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie. Dar de ce? Pentru că răsplata voastră este mare în cer, zice Domnul. Când să mă bucur? Când ești vorbit de rău pe nedrept din pricina lui Hristos, ești bajocorit. Apoi în Psalmul 34 cu versetul 15, Biblia spune: ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, și atenție, și urechile lui, ale Domnului, iau aminte la strigătele lor. La cine iau aminte urechile Domnului? La cei fără prihană. La cei fără prihană. Imediat am să vă citesc comentariile și apoi o să mai continui. Mai citesc două versete aproximativ, vă citesc mesajele, că văd că sunt foarte multe, și apoi după aceea mai continuăm. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Pe cine? Pe cel fără prihană. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrășmașii celui fără prihană sunt pedepsiți, ne zice Biblia. Dragilor, adevărul este că dacă vrem să fim pe placul lui Dumnezeu, trebuie să fim fără prihană. Să nu uitați că ce este același Dumnezeu. Același Dumnezeu căruia i-a slujit israeliții cu mii de ani în urmă. Același Dumnezeu a fost și pe vremea Domnului Iisus și pe vremea apostolilor. Dumnezeu cel atotputernic este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu neprihănit, un Dumnezeu drept. El nu se poate complace cu păcatul și El nu se dă după secolul 21. Dumnezeu vrea ca să fim sfinți cum El este sfânt. Biblia îmi spune: fiți sfinți căci eu sunt sfânt, zice Domnul. Cum să fim, Doamne? Sfinți. Dar de ce, Doamne? Că și eu sunt sfânt. Ce înseamnă să fii sfânt? Sfânt înseamnă, în primul rând, să stai în prezența celui sfânt și să te sfințești de la el. Apoi sfânt mai înseamnă să te depărtezi de tot ce te poate întina, de păcat, de tot ce Dumnezeu numește păcat și condamnă. Dragul meu, păcatul te întinează, păcatul te pătează, păcatul îți murdărește conștiința și cugetul, păcatul pune zi de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică pe Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Păcatul sau păcatele duc la moarte. Păcatul ne desparte pentru totdeauna de Dumnezeu. Păcatul pune zi de despărțire între noi și Dumnezeu și Dumnezeu nu ne poate asculta rugăciunea din pricina păcatelor care le-am pus între El și noi. Dragul meu, păcatul îl condamnă Dumnezeu. De aceea să ne dăm toate silințele să nu mai facem
ceea ce este păcat. Hai că mă uit, am să vă citesc. Deci revin să învățăm prima dată din cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă să fii neprihănit. În primul rând, dragii mei, dacă vrem să ne asculte Dumnezeu atunci când noi ne rugăm, noi trebuie să fim oameni neprihăniți, trebuie să fim fără prihană, trebuie să fim oameni sfinți, oameni în care Dumnezeu, cel atotputernic, să-și găsească plăcerea. Iată ce spune Biblia în cartea Geneza, în capitolul 7, cu versetul 1, Biblia spune: Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Toți bine știm despre bătrânul Noe din istorie. Foarte mulți de pe planeta Pământ au auzit despre Noe. Pe vremea lui Noe, Dumnezeu a trimis potopul de ape pe Pământ și a nimicit pe toți locuitorii Pământului care existau în vremea aceea. Doar Noe și familia lui a fost salvată de Dumnezeu, pentru că Domnul a zis lui Noe: te-am găsit, te-am văzut fără prihan înaintea mea, în mijlocul acestui neam de oameni. Deci Noe era un om credincios, deși n-avea legi în vremea aceea, n-avea legile și poruncile pe care Dumnezeu le-a dat mai apoi casei lui Israel prin Moise, nu le avea, dar Noe se temea de Dumnezeu. Noe credea că undeva există Dumnezeu, se temea de Dumnezeu și umbla în neprihănire, era fără prihană. Și din pricina că Noe era fără prihană înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a salvat viața lui Noe și casei lui. Biblia spune, când în Geneza, capitolul 17, cu versetul 1, când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, fără un an, 100, Domnul i s-a arătat lui Avram și i-a zis: eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană, fără de păcat, fii curat, teme-te de Dumnezeu, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Dragilor, la fel cum Dumnezeu a cerut lui Noe, la fel cum Dumnezeu a cerut lui Avram, la fel cum Dumnezeu a cerut la toți sfinții din toate vremurile să fie fără prihană înaintea lui, să fie neprihăniți, la fel și în secolul 21 Dumnezeu cere omenirii și oamenilor de pe fața pământului să fie fără prihană, să fie neprihăniți, să fie oameni curați, să fie oameni cu frica lui Dumnezeu, să se gândească la Dumnezeu, să se ferească de rău, să se depărteze de păcat, să-L slujească pe Dumnezeu cel atotputernic. Căci iată cum a zis Dumnezeu lui Avram: eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, puternic, Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul, marea, apa și uscatul, luna, soarele și stelele, planetele. Dumnezeu cel atotputernic, slăvit să fie Domnul. Deci, dragul meu, dacă vrei să fii ascultat de Dumnezeu, și tu și eu trebuie să fim fără prihană și curați la suflet înaintea Lui. În Iov, în capitolul 1, suflet înaintea Lui. În Iov, în capitolul 1, cu versetul 1, Biblia spune: era în țara Uz un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. Cum era Iov? Fără prihană. Fără prihană înseamnă fără de păcat. Un om neprihănit, un om sfânt, un om curat. Omul acesta, Iov, era fără prihană și era curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se apătea de la rău. Ce făcea Iov, cel fără de prihană și cu sufletul curat? Se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Dragilor, ar trebui să învățăm și noi de la neprihănitul Iov. Să fim fără prihană ca și el. Să fim curați la suflet ca și el.
să ne temem de Dumnezeu ca și El și să ne abatem de la tot ce este rău ca și El. Și atunci Domnul Dumnezeul Celui și al Pământului va fi cu noi, va fi de partea noastră. În cartea Iov, capitolul 1, cu versetul 8, Biblia spune: Domnul a zis Satanei. Cui a zis? Satanei. Există Satana? Există. Cine este Satana? Vrășmașul lui Dumnezeu și vrășmașul oricărei creații a lui Dumnezeu. Și este inamicul numărul 1 al lui Dumnezeu și este Dumnezeul veacului acestuia. Este stăpânitorul acestei lumi, a câștigat lumea prin păcat. Prin păcat oamenii au devenit slujitorii lui Satan. Când omul minte, când omul fură, când omul înjură, când omul păcătuiește, automat devine robul lui Satan, sclava lui Satan, fiu și fiica lui Satan. Hristos a spus: cine trăiește în păcat este rob al păcatului și prin păcat robul lui Satan. De aceea spunea Mântuitorul Iisus Hristos cărturarilor și fariseilor: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele lui, căci de la început a fost ucigat și mincinos. Și ori de câte ori spun o minciună, vorbește din ale lui. Așa că toți cei care trăiesc în păcat sunt fii și fiice ale lui Satan. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Spunea Dumnezeu: nu este nimeni ca el pe pământ. Cum era omul ăsta de laudă Dumnezeu atât de mult în fața Satanei? Este un om fără prihană și curat la suflet. Auziți, dragii mei, ce declara Creatorul Universului despre un om ca și noi? Dar un om neprihănit, un om sfânt. Dumnezeu spunea în fața lui Satan: este un om fără prihană, Iov, și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău, dragii mei. Aceste cuvinte au fost rostite de Dumnezeu în fața Satanei când a zis: ai văzut pe robul meu, Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, adică pe toată fața pământului nu exista o persoană ca și Iov, fără prihană, neprihănit, curat la suflet, se teme de Dumnezeu, se abate de la rău și Dumnezeu își găsea plăcerea în neprihănitul Iov. Apoi Iov, în capitolul 2, cu versetul 3, Biblia din nou spune: Domnul a zis Satanei, din nou Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. A doua oară repetă Dumnezeu: este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui. Auziți, dragii mei, ce mărturisește Dumnezeu cel atotputernic, Sfântul Sfinților, despre un muritor, despre un om ca și mine și ca și tine, care a trăit cândva pe pământul pe care și noi trăim, numai că într-o parte a lumii, în altă parte a lumii. Dumnezeu spune: nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui. Dragilor, oare se poate lăuda Dumnezeu cu noi, cum s-a lăudat cu Iov în fața lui Satan? Oare poate Dumnezeu să spună despre mine și despre tine: ai văzut pe robul meu Aurel, pe Costică, pe Ion, pe Gheorghe, pe Mihai? Este temător de Dumnezeu, este tare, el se ține tare neprihănirea lui. Se poate lăuda Dumnezeu cu noi? Dragilor, se poate lăuda Dumnezeu cu noi cum s-a lăudat cu Iov? Poate Dumnezeu să spună despre mine și despre tine în secolul 21: nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău.
El se ține tare în neprihănirea lui. Poate Dumnezeu, dragul meu, să spună la fel și despre mine și despre tine? Poate. Poate. Din păcate, nu. Nu. În dreptul celor mai mulți, nu. Dar de ce? Dar de ce nu poate Dumnezeu să spună despre noi cum a spus despre robul său Iov? Căci nu este nimeni ca el pe pământ, că e fără prihană, că e curat la suflet, că se teme de Dumnezeu și că se abate de la rău. De ce nu poate Dumnezeu să se laude cu noi în fața cerurilor și în fața îngerilor din cer și în fața lui Satan? De ce? Pentru că nu suntem ca robul lui Dumnezeu Iov. Dar cum suntem? Mințim, furăm, înjurăm, blestemăm, vorbim de rău, clevetim, bârfim, scoatem pe gură cuvinte urâte, porcoase, rele. Și din pricina aceasta nu se poate lăuda Dumnezeu cu noi? Nu! Nu. Nu. Ce trebuie să facem? Să ne aducem aminte de unde am căzut și să ne întoarcem la faptele dintâi. Să ne predăm viața în mâna lui Dumnezeu și să trăim în ascultare de El. Căci Biblia spune în Psalmul 32 cu versetul 11, neprihăniților, adică sfinților, adică pocăiților, adică credincioșilor, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană, toți cei cu inima curată. Ce să facă toți cei cu inima curată? Să se bucure în Domnul și să se veselească, să scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima curată. Dragul meu, te mai poți bucura în Hristos? Te mai poți bucura în Dumnezeu în secolul 21? Sau tot timpul ești amărât, ești năcăjit, ești posomorât, ești trist, ești supărat, ești descurajat, desnădăjduit? De ce suntem așa? Psalmistul David spunea, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. David, de ce să fac și eu? Caută-L și tu pe Dumnezeu. Dar cu inimă curată. Cu o inimă fără de prihană.